Domnule Cosma, a cerut ieșirea PNL de la guvernare. Haideți să fac o precizare în ceea ce privește o nuanță legată de declarația mea, pe care mi-o mențin și cred că trebuie să o discutăm foarte serios în interiorul Partidului Național Liberal. Eu am spus așa, după declarațiile făcute și jignirile care ne-au fost aduse la Congresul PSD, colegii noștri din guvern cred că ar trebui să se retragă și să nu mai participe la ședințele de guvern până când domnul Grindeanu nu-și dă demisia și PSD-ul nu-și cere scuze public față de președintele Partidului Național Liberal și față de toți de PNL și de toți membrii Partidului Național Liberal. Acum, ori unii au mintea scurtă, ori memoria scurtă, pentru că domnul, ascultați declarația domnului Simonis, care este președinte interimar al Camerei Deputaților. Vă rog frumos pe ministrul transportului Grindeanu, care spune că suntem impostori și că președintele Partidului Național Liberal insinua că nu are onoare, adică un general al armatei române. Lucruri noi trebuie să le trecem cu vederea, păi nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva și domnul că suntem voți. Puneți un partid pentru că președintele partidului. O să vă rog, domnule Zamfir, haideți să lăsăm pe Adrian Cosma să-și termine ideea, după care vă dau cuvântul să puteți să-i oferiți dreptul la replică dacă doriți. Domnule Cosma. Primul rând, eu cred că PSD-ul trebuie scos de la guvernare. Cum poți să faci asta? Evident, în momentul în care se modifică conformația, PSD-ul trebuie să plece, pentru că Marcel Ciolacu nu merită să rămână premier pe perioada campaniei electorale, la modul cum, în ce dezastru a adus România. Asta odată. În al doilea rând, eu îl înțeleg pe domnul Zamfir, care în adâncul sufletului, el e de dreapta. El e un călător politic, care a fost de dreapta toată viața și acum s-a trezit socialist. Asta sunteți, domnul Zamfir, așa că nu îmi dați mie lecții. Eu, spre deosebire de dumneavoastră... Pot să vă dau lecții, domnul Cosma? Pot să vă dau lecții la orice vreți, mă? Eu nu vreți. Eventual în inginerie, că acolo nu mă pricep. Dar nu-mi veniți mie să-mi spuneți, dumneavoastră, cei cu ordonanța 13, toată gașca de la ordonanța 13, care a scos 650.000 de oameni în stradă... Nu ne lăsați asta mare, cu ordonanța 13, că acum haideți să vorbim despre un miliard de... Vă rog, domnule Zamfir, domnule Cosma, am rugămintea la dumneavoastră să vă lăsați timpii necesar pentru a vă expune ideea, pentru că cei care se uită la noi nu vor înțelege. Dar vă rog frumos să-l opriți pe domnul Zamfir, opriți microfonul. Păi văd că vă referiți la mine, că sunt eu de liberal sau nu și de dreapta. Lăsați-o la noastră, că sunteți un călător politic. Discuția este alta, nu este la nivel personal între dumneavoastră și domnul Zamfir. Ne auzim? Am să vă rog frumos să vă liniștiți puțin. Domnule Cosma. Când a fost de dreapta, pe vremea când erați de dreapta, domnul Zamfir, foarte bine. Nu-i vorba de mine, vă explic, dar nu-i vorba de mine aici. Nu-mi explicați nimica. Mie n-aveți ce să-mi explicați. Domnule Cosma, v-am auzit punctul de vedere, am să rog pe domnul Zamfir să-și expună dumnealui punctul de vedere. Domnule Zamfir. Care le-ați creat cu domnul Budăi și cu azilele groazei și cu situația de la Sfântul Pantelimon, unde domnul Ciolacu n-a fost în stare să ia nicio măsură. Haideți, domnul Cosma, n-aveți, domnule, argumente. Nu mai știți ce să spuneți, domnule. Vă spun că suntem la venfrier politic. Asta vă spun. Domnule Zamfir, ia PSD în calcul ieșirea de la guvernare vreo secundă sau să întrerupă această coaliție, această coabitare? Cum să iasă PSD de la guvernare? Vă spun că acum 2 minute, domnul Ciucă a spus că indiferent de ce se întâmplă, PNL nu va ieși la guvernare. Că este visul domnului Cosma să iasă de la guvernare și să se alieze cu AUR, pentru că domnia sa la Satu Mare a făcut alianță cu AUR. Domnia sa vrea cu AUR, dar e numai domnia sa. Eu vorbesc acum în general de PNL. Dacă discutăm persoane, că domnul Cosma are o problemă cu mine, că am fost la liberali, da, am fost la liberal și sunt foarte bucuros că domnul Orban m-a dat afară de la PNL pentru că am susținut legea privind plafonarea dobânzilor la IFN-uri. Sunt foarte bucuros că am ajuns la PSD și de la PSD am reușit ca această lege să fie votată și să oamenii să beneficieze de această protecție, pentru că cei de dreapta care susțin IFN-urile duseseră oameni într-o situație imposibilă. Și din acest motiv sunt foarte mândru că nu sunt la PNL în acest moment. Asta ca să închei discuția cum am fost eu de dreapta. Acum revenind,
chestiunea cu ieșirea PSD de la guvernare, vorbesc că lumea să dea afară PNL de la guvernare PSD. Numai dacă ne uităm cu o aritmetică parlamentară, PNL, în primul rând PNL a venit în geniunghi la PSD, împreună cu președintele Iohannis, să intrăm la guvernare, pentru că țara era într-o situație de neguvernat. Vă aduceți aminte ce vă spuneam și în prima intervenție, cum USR nu vrea să mai vine la ședințele de guvern, cum se crease acel scandal monstru între cele două pai de dreapta, și atunci cei de la PNL au venit la noi în genunchi să facem o alianță pentru stabilitatea țării. Am făcut-o, am stabilizat țara. Astăzi suntem într-o situație economică cu mult mai bună decât cea a guvernului de dreapta. Acum, repet, că o persoană, de fapt sunt doi în PNL, domnul Cosma și domnul Sighear Tău, doresc să, ca PNL să iasă de la guvernare. Dar eu mă uit ceea ce spune președintele Partidului Național Liberal, conducerea Partidului Național Liberal. Și faptul că sunt niște persoane care caută să bage bățul pe-n gard și caută să spună că, domne, ce bine a fost în guvernarea de dreapta, noi la congresul nostru, prin vocea președintelui partidului, în primul rând, am readus aminte ce a însemnat guvernarea de dreapta. Dacă oamenii vor vota într-o majoritate PNL și USR, categoric că va fi o guvernare de dreapta. Dar să discutăm astăzi că ne scoate pe noi cineva de la guvernare, păi cine să ne scoată? Că ei sunt jumătate ca număr de parlamentari decât noi. Cum să ne scoată ei de la guvernare? Asta așa sunt visele neterminate ale domnului Cosma. Sincer, domnule Zeidler, domnule Zamfir, am auzit explicația dumneavoastră. Aș vrea să-l invit și pe domnul Zeidler din partea USR, care este aici în studio împreună cu noi. În ce fel aceste tensiuni afectează cumva campania sau logica în care se află USR în acest moment în vederea alegerilor prezidențiale și alegerile generale? Pentru că știu și în interiorul USR există anumite tensiuni. În niciun fel, dar dincolo de asta, vedeți, citisem un raport al Comisiei Europene care spunea că avem de recuperat noi, ca țară, 9 miliarde de euro din TVA neîncasat. Dacă s-ar certa pe asta cum să încaseze, aș zice, da, domnule, uite, o dispută politică cu substanță. Dacă s-ar certa cum să facă corectura pe pensiile nevăzătorilor, care devin înghețate, oamenii aia n-au greșit cu nimica. Aș spune, iată, o dispută politică de substanță. Dar pe ce a spus unul, că a spus celălalt atunci când acum 40 de ani s-a întâmplat, să vedeți, data trecută, nimeni nu este interesat de asemenea certuri, în afară de câțiva politicieni care vor să ocupe spațiul public cu asemenea certuri sterile ca să acopere ca această stabilitate între ghilimele. Și vă dau date de la Institutul Național de Statistică, nu că nu le-ar simți toată lumea în buzunar. Deci în 2021 am avut o inflație de 5%, an pandemic. În 2022, 13,8%. În 2023, 10,4%. Al naibii stabilitate. Top scumpiri în Europa. Asta numai stabilitate nu e. Aici au fost, trebuie să spunem și asta, la nivelul întregii Uniunii Europene, post-pandemie. Sigur, și a declanșării. Cu toate astea, România este campioană, fruntașă, spuneți cum vreți, la inflație. Deși pandemia a fost peste tot în Europa și în lume. Și totuși în România, sub această guvernare deosebit de spectaculoasă și de stabilă, taxe noi au fost introduse, da. Inflația a dobărât record după record și lună de lună doboară încă recorduri în Uniunea Europeană. Și cu toate astea, noi aparent trebuie să stăm să ne uităm dacă într-adevăr cineva data trecută s-a jignit când celălalt i-a spus că nu interesează pe nimeni și subiectele cu adevărat importante pentru cetățeni lipsesc din aceste discuții. Haideți să avem o discuție despre 9 miliarde de euro, haideți să avem o discuție despre deciziile de pensionare greșite, 30% dintre ele, haideți să avem o discuție cum corectăm ceea ce se știa de la momentul adoptării legii pensiilor, haideți să discutăm despre, nu vă place, sigur, vedeți, nu-i place domnului nu-i place, și atunci am început să vorbească peste și am ascultat toate certurile lor. Vă rog, lăsați-l să-și termine ideea, după care vă dăm dreptul la replică așa cum este și corect. Domnule Zeidler, o concluzie la Nu a fost niciun fel de stabilitate, a fost o creștere a prețurilor, a fost o creștere a taxelor, a fost o introducere de noi taxe, nicio stabilitate și ne servesc acum, în loc de soluții la problemele actuale ale oamenilor, certuri. Atât. Domnule Cosma,
Este adevărat că urmează o discuție în interiorul Partidului Național Liberal cu privire la partenerii din coaliție în această săptămână? Aveți această informație? Sigur că da. Astăzi am discutat cu președintele și în ședință se va convoca ședință de Birou Politic Național pe joi, unde se va discuta cum ne raportăm la PSD. Propunerea pe care o fac și o voi face în Biroul Politic Național este clar că va fi... Noi nu pot rămâne lucrurile așa. Adică nu putem să mergem mai departe cu cei care au spus că suntem hoți și suntem impostori și au făcut un atentat, adică au jignit președintele Partidului Național Liberal ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Haideți totuși că nu suntem chiar proști tot. Da? Noi clar că va trebui să vedem. Ori domnul Grindeanu trebuie să-și dea demisia, pentru că domnul Grindeanu este ministrul transportului și cu voturile Partidului Național Liberal. Da? Iar PSD-ul trebuie să-și ceară scuze public pentru ceea ce a declarat acolo. A spus cu subiect și predicat domnul Grindeanu că suntem impostori, că suntem hoți, că umblăm cu mâinile în buzunarele altora. Dom'le, în buzunarele cui am umblat noi cu... Eu în buzunarele cui am umblat? Păi nu le e rușine? Și atunci ei au impresia că a trecut așa? Sigur că și noi ne gândim. Evident că nu o să-l lăsăm pe domnul Ciolacu să facă ce vrea din fondul de rezervă, să facă pomeni electorale. E clar că nu o să-l lăsăm singur acolo. Vă referiți la anumite măsuri de austeritate care ar putea fi introduse? Anumite măsuri care ne-au adus în pragul dezastrului, pentru că uitați-vă la ce nivel ne situăm astăzi cu inflația. Uitați-vă la datoria publică. 52% am depășit, da? Toate lucrurile acestea, din punct de vedere economic, au afectat România, pentru că domnul Ciolacu nu a făcut ce trebuie, pentru că nu se pricepe. Domnule Cosma, ministrul finanțelor este PNL. Mă bucur chiar să amintiți dumneavoastră. Domnul guvernant. Adică presupun că există discuții în interiorul coaliției pe anumite, adică fiecare pe ministerul de resort. Domnul Boloș este ministru PNL. Este adevărat. În schimb, se întâmplă într-o guvernare ceea ce dorește premierul, pentru că dă tonul guvernării. Îl vă amintiți că domnul Ciolacu, la instalarea în funcția de premier, a spus că voi face o revoluție în sistemul bugetar? Ce s-a ales de marea revoluție și tăierea cheltuielilor în sistemul bugetar? Absolut nimic. 200.000 de posturi tăiate care nu au existat. Povești. Și noi astăzi avem probleme serioase din punct de vedere economic, din cauza faptului că n-am atras tranșa a treia din PNRR. Din PNRR am pierdut bani. De ce? Pentru că nu s-au făcut reforme pe care trebuia să facă domnul Ciolacu. Din PNRR suntem în luna septembrie imediat și n-am atras niciun ban. Dacă banii ăia, 3,2 miliarde de euro, veneau în România, astăzi nu era această inflație, pentru că acești bani veneau în economia națională. Aici este problema. Da. Această bulă de săpun se va sparge și din păcate se va sparge în capul nostru al tuturor, pentru că trebuie menționat un anumit... Este de un an jumate în campanie electorală. Domnule Cosma, domnule Zamfir, pentru că faceți parte din partidele care se află în coaliția de guvernare, trebuie făcută și următoarea mențiune și un anumit context. Premierul a făcut săptămâna trecută o vizită la Bruxelles, unde a discutat cursul la von der Leyen, încercând să crească plafonul de deficit pentru țara noastră și, potrivit surselor noastre, au stabilit ca România să ajungă la acel deficit de 3% undeva în 7 ani. Și am făcut această introducere pentru că tot surse ne spun că se pregătește o ordonanță de urgență în interiorul Ministerului de Finanțe privind reducerea cheltuielilor din sistemul bugetar, niște măsuri cumva pe care le-am văzut și anul trecut. Și aici ați făcut referire, domnule Cosma, că nu-l vom lăsa pe premier să facă ce vrea din fondul de rezervă. Ne aducem aminte că la finalul anului trecut cumva banii au fost atrași dinspre municipii, dinspre orașe, către centru, către capitală și au fost distribuiți din fondul de rezervă în funcție de necesități. Așa ne aducem aminte că nu a mai fost făcută rectificarea bugetară. Mai trebuie să vă fac o precizare. Este pentru prima oară în 34 de ani, anul trecut, când nu s-a făcut rectificare bugetară. Și s-au împărțit banii din fondul de rezervă. Știți de ce nu s-a făcut rectificare bugetară? Pentru ca să nu iasă în evidență niștri PSD care n-au performat, care n-au fost în stare să-și îndeplinească țintele
pentru bugetele pe care și le-au făcut la început de an. Investiții. Și marea problemă a fost la transporturi și la sănătate, unde n-au reușit să realizeze investițiile pe care și le-au făcut. Domnule Zamfir, domnule Cosma, v-am auzit ideea. Domnule Zamfir, vreau să vă dau ocazia să-i dați replică domnului Cosma. Sunt niște acuzații. Vă rog. Multe lucruri de spus și atâtea aberații. În primul rând, dacă există ceva din reformele fiscale asumate în PNRR de către guvernul PNL și USR, adică de domnul Câțu și cu domnul Ghinea, acele reforme fiscale privind impozitarea proprietăților, impozitarea micro-întreprinderilor, acel jalon din PNRR n-a fost îndeplinit, ce credeți, de către Ministerul de Finanțe. Așa cum i-ați adus dumneavoastră aminte, domnului Cosma, Ministerul de Finanțe este condus de un liberal, de domnul Boloș. Dacă, repet, reformele se fac de către fiecare minister, nu premierul Ați face reforme. 10.000 de oameni în sistemul bugetar în plus. N-am angajat noi, a angajat Ministerul Dezvoltării al domnului domnului, cam uita cum îl cheamă, Veștea, s-au angajat. Deci nu despre asta este vorba, dar vă rog, nu mă întrebesc, că nici eu nu v-am întrerupt. Dacă dumneavoastră este în opoziție, că așa pare că sunteți în opoziție, e foarte bine acolo. Vreau să știți doar că partidul dumneavoastră este la guvernare. Partidul dumneavoastră este solidar în guvern cu actele guvernamentale. Indiferent, eu n-am auzit pe cineva din Guvernul României, de la PNL, să nu fie de acord cu o măsură luată în guvernul din care faceți parte. Că dumneavoastră de pe margine criticați măsurile fiscale, vă mai dau din nou această veste. Ministrul care trebuie să vină cu reforme fiscale, să propună guvernului măsuri fiscale, este ministrul liberal Marcel Boloș. Asta ca să fie foarte limpede, că în rest nu mai vreau să vă răspund. În schimb, aș vrea doar scurt și domnului Zaider să-i dau o scurtă replică cu privire la felul în care o duc românii, felul în care noi guvernăm țara acum câteva luni de zile, stimată doamnă, au fost niște alegeri. Alegeri locale și europarlamentare. Și a scăzut inflația. Poporul român, da, în fine, dacă s-a scăzut, n-a scăzut, asta oamenii o simt, cum spuneți dumneavoastră. Exact. Pe dumneavoastră, pe cei de la USR, care v-ați unit trei partide, USR, Orban și cu PMP, dumneavoastră a dat 8%, toți trei. Da, domnule. Așa că ceea ce cred oamenii despre dumneavoastră... Ar fi să efect să nu fie opoziție, știu. Lăsați-mă că eu nu v-am întrerupt. Serios? Serios? N-ați vorbit peste mine? Jurați pe roșu că n-ați vorbit peste mine? Domnule Zaidler, să lăsăm să-și termine ideea. Nu v-am întrerupt, lăsați-mă să-mi termin ideea. Domnule Zamfir, vă rog, încheiați-vă ideea. Dumneavoastră USR și cu încă două partide ați fost în eroare. Era cât pace să nu intrați în Parlament. Așadar, ceea ce spuneți dumneavoastră a fost perceput de oameni prin votul pe care vi l-au dat. Așadar, nu mai vorbiți în numele românilor, că românii care cred în dumneavoastră sunt în ce în ce mai puțin. Lăsați-i să aprecieze ei și au apreciat acum trei luni și o să fie din nou chemați la vot și o să se exprime în legătură cu felul în care noi guvernăm țara. Rezultatul votului este până la urmă oglinda activității.